Parcarea de la Super 2000 a adus primăriei Târgu Jiu încasări de 27.212 lei numai două luni de când funcționează în regim cu plată. Potrivit Ana Marie Iang, purtătorul de cuvânt al primăriei Târgu Jiu, există pe lângă taxele încasate zilnic și 20 de abonamente. Dintre acestea, 10 au fost reînnoite în cea de-a doua lună de funcționare a parcării cu plată. Unul dintre abonamente este plătit de un agent economic. Parcarea de la Super 2000 ar fi trebuit să fie modernizată cu fonduri europene, dar lipsește momentan finanțarea pentru proiectul depus de autoritățile centrale. Până în acest moment, în parcarea de la Super 2000 au fost încasați 27.212 lei. S-au făcut abonamente, în total au fost în prima lună făcute 20 de abonamente, până în acest moment am trecut în a doua lună, au fost reînnoite 10 dintre ele, sunt 19 abonamente făcute pe persoană fizică, iar unul dintre ele a fost pe persoană juridică. Autoritățile locale trebuie să iau o decizie și în privința parcării Rodna, având în vedere că la finalul anului expiră contractul de concesionare a terenului către patronii complexului comercial din Piața Centrală.